mă bucur nespus de mult că Republica Moldova sunt finanțe, idei și oameni care promovează relațiile sănătoase online, pentru că noi, tinerii și adolescenții, copiii, găsim permanent timp ca să navigăm pe internet, rețele de socializare, mai nou TikTok și Instagram. Dar da, vreau să spun că acum în carantină mai mult timp sunt online și mai mult timp văd ceea ce postează și alții. Și chiar zilele trecute am văzut pe TikTok diverse filmulețe postate de niște copilași până la 10-12 ani, destul de strani după mine la vârsta de 21 de ani pe care o am, și îmi dau seama că acești copilași nu au discutat cu părinții, părinții nu știu cu ce ei se ocupă și nu, în general, nu înțeleg cu ce se ocupă copiilor și ce postează pe rețele socializare. Și cum a spus și domnul Toma, copiii trebuie să comunice foarte mult cu părinții și să devină prieteni, în sensul în care să aibă încredere și să aibă cu cine discuta. Pentru că lipsa de comunicare are niște consecințe foarte grave.